Loturile României de tenis de masă junior și cadeți, din care fac parte și doi sportivi de la CS Pristavu Câmpulung, Alexandru Manole și Florin Spelbuș, însoțiți de antrenorul Mădălin Ionașcu, și-au încheiat astăzi la Buzău cantonamentul de pregătire pentru campionatele europene, ce vor începe la sfârșitul acestei săptămâni în Italia. Delegația României va pleca marți spre Riva del Garda, stațiune care va găzdui această competiție aflată la 87 de kilometri de Verona. Un alt sportiv muștelean aflat în cantonament este atletul Adrian Poștoacă. Alături de antrenorul Lucrețiu Teodorescu, acesta pregătește la Poiana Brașov competiția de la Nanjing din China, Jocurile Olimpice pentru Tineret, ce se vor desfășura între 18 și 28 august.